viste diferență între ape în Bălhat cu Iisus și Iisus a fi în tine? Cred că s-ar putea face distinție. În cursul ăsta... Putem face diferența. În cursul ăsta sunt nu sinonime, ci componentul de... E o etapă? Deci a te îmbrăca cu Hristos este un proces continuu și a trăi în Hristos la fel. Da. Deci unul este, ca să le faci ambele, distinția noastră este că trebuie să intri în Hristos. Și cursul acesta nu este un curs de... Cred că ar trebui să avem un curs în teologia sistematică de ce înseamnă pocăința de la... Este ceva pe acolo, pe la teologia sistematică, la Daniel. E vorba de îmbrăcat. Eu am citit un studiu foarte interesant, frate. Ce-am să ți-l povestesc. Deci oamenii normali de pe stradă, în momentul în care erau îmbrăcați foarte frumos și foarte elegant, se comportau altfel decât dacă erau îmbrăcați obișnuiți, înțelegi? Deci, funcție de cum erau îmbrăcați, se comportau. Păi noi, cu atât mai mult care suntem îmbrăcați în Domnul Iisus, păi ar trebui să fim un model. Și alții, cum ne tratează, eu am făcut experimentul ăsta, nevroim. Da, era îmbrăcat frumos. Am fost la aceeași bancă, ca și tânăr, cu depozitul de același, nu mare diferențe. Singura diferență, în prima eram îmbrăcat așa în training, și în a doua eram îmbrăcat în haină cu cravată. Tratat complet diferit. Gata. Vă mulțumim, surorile. Și băieți, ne-au ajutat. Să știți că mă... Am picat ce ați învățat, nu? Care uite, ne-am stat la ce măcar pe lângă... Ne-am făcut autocritica. Estera, pe lângă faptul că vă mulțumim frumos, uite, v-am așteptat. Dar vreau să mă așteptăm normal, adică măcar... Haideți să ridicăm în picioare și facem o rugăciune ca Dumnezeu să ne ardă putere și energie să putem continua încă cam două ori. Acum, fiind vorba despre muncă, vreau să vă spun niște, să le zic, maxime sau cugetări. Una, ci că prin muncă și mizerie vom scăpa de sănătate. Alta. Noi muncim, nu gândim. Sau, noi gândim, nu muncim. Era o vorbă în România, unele comuniste, cum și asta, zice că șantierul Cucu nu dă bani, dar dă de lucru. Carte multă nu se cere, prost să fii, să ai putere. Așa, cineva i-a răspunea alta, nu mi-e frică de lucru că dorm lângă el. Poate că ați mai auzit unele din el. Una comunistă. Era în vremea, cum zice, că societatea capitalistă e mult în spate la aia comunistă. Deci aia comunistă e mai bună. Și zice așa că societatea comunistă este mai în față decât cea capitalistă. Societatea capitalistă este chiar pe marginea prăpastiei. Iar cea comunistă e cu un pas în față. Altă comunistă zice că noi ne facem că lucrăm, ei se fac că ne plătesc. Despre unii. Unii zice așa că transpiră mâncând și îngheață lucrând. Ce ziceți de aștia? Aștia sunt copii de 100. Despre unii muncesc, își dau sănătatea pentru bani, apoi dau banii pentru sănătate, dar nu se prea poate. Asta la e mai... Capitaliști. Noi... Ha? Capitaliști. La tăți asta. Eu știu pe aia cu... Alta. Zice că sănătatea, dacă tot e vorba, zice că no health, no work. No work, no money. No money, no honey. Ultima. Și că la o ședință de partid, președintele Chinei, tovarășul Mao Zedong, după cuvântarea prin care îi îndemna să înainteze cu curaj și îndrăzneală înainte pe drumul comunismului, un tovarăș chinez a zis: dar tovarășul Mao, nu prea avem de mâncare. La care tovarășul Mao a zis: tovarăș, pe drum nu se mănâncă. Da. Am să vă spun și asta. No. Thank you. Să vă dau un adres bun, fraților. Tocmai s-a confirmat Kevin O. Praise the Lord. Ce s-a confirmat? Da, serios. Brad Kevin O. Supreme Court. A ieșit el. Praise the Lord. Să dea înapoi Roe versus Wade. Ca asta nu este Constituție, să fim acum. Constituția nu prea de la Slavă Domnului!
Așa, deci ce ați auzit de la fratele Teo este o ilustrație foarte practică și frumoasă a gândirii liberale anti-muncă. Deci, pe care de multe ori prin bancuri sau prin zicale o trăvesc. O trăvesc și exprimă gândirea complet opusă biblică. Unul a comentat acolo, vai de bine, dar nici una din astea nu-s biblice. That's right, you got it! There, so you're paying attention. All right, good. Da. Da. Munca e o cinste și... Deci, acum, lucru ca și ceva încredințat omului de Dumnezeu. Mărturia biblică ne spune că, deși cantitatea poate fi ajustată cât lucrez, porunca de a lucra nu expiră cu înaintarea vârstei. Și nu vi se pare contralogic să expire? Deci, după ce am acumulat atâta într-o viață, să nu mai fac nimic? Deci m-a luat că se știe, în orice meserie îți ia ușor 10, dacă nu chiar 20 de ani să fii proficient. Că și în medicină, it's the practice of medicine. În toate. Și după atâta, chiar nu ești bun de nimic. Deci tocmai experiența. Și uitați-vă la gândirea biblică așa. Avram, nu avem nicio dovadă s-a oprit din munca lui. Că a fost ajustată, diferit, e ok. Și la o vârstă mai înaintată, nu uitați, când intră Lot în probleme, cine scapă? Avea armată, mă oameni. Avea armată de oameni născuți în casa lui. Turme, tot așa. Popoarele din jur, când s-au enervat pe Isaac, de ce s-au enervat? Că lui mergea bine. Deci, vai de mine, Doamne, și ce, când s-a enervat prea sus, auzi, ție îți merge prea bine, ia fugi de aici. Și după ce i-a mers și mai bine, după ce a fugit de acolo, încearcă să facă legământ cu ei, să nu vii peste noi, așa. Da, Moise la fel, lucrează până moare. Și ultimii ani parcă sunt cei mai productivi. Unii spuneau, știi ce, trece viața prea repede, nu mai am suficient. Viața nu-i trecută până n-am murit. Și atunci, dacă am făcut lucrul cum trebuie, putem să avem, munca noastră poate să aibă un impact. Și ar trebui să aibă un impact, după cum vedem. Dumnezeu care este viu, David, în fapte 13:36, observați-l că și el, săracul, din tinerețea lui a lucrat. Era cel mai mic și ceilalți băieți au lucrat, dar el parcă în mod special a avut harul de a munci. Ciobănaș la oi, noi ce nu prindem este că el când era pe câmp și vedea problemele cu animale sălbatice la oile lui, cu praștia, o lovea. Din Beniamin, oamenii aceia răi din Beniamin, care dădeau cu praștia, împărțeau firul de păr în două, fără să greșească. Atingeau firul fără să greșească. Da. Deci, vă dați seama ce precizie? Ei, în nuanța aceasta, David, acolo, nu negăm intervenția lui Dumnezeu în lupta cu Goliat. Dar totodată, în mintea și în inima lui David, o știut el, că l-a văzut pe filistean și a spus, gata, știu exact unde-i trag. Experiență. Nu. Deci, și îl vezi pe David de atunci, în continuare, constant lucrând. Și în momentul când he took it easy, he goofed.
în momentul când nu lucra, deci e foarte clar scris acolo, în timpul când împărații mergeau la război, David stă liniștit. Deci în momentul, nu uitați, cine, să nu se ocupe de nimicuri. Deci în momentul acela, bum, el greșește acolo. Și abia atunci, după ca consecință, când fiul său vine după el, el intră înapoi în pustiu, ca și fugar, și acolo din nou îl întâlnește pe Dumnezeu. Și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit și a fost îngropat lângă părinții săi. Apostolul Pavel lucrează chiar în temniță. He's done. Așteaptă sentința. Zidane? Dar mai are rost că toți m-au părăsit. Numai Hristos a rămas lângă mine. Toți m-au părăsit. Mai are rost, Doamne, atâta cât m-am trudit, ca și ceilalți apostoli. Nu spune, auzi, dar cu Petru ce s-a întâmplat? Nu spune, dar Ioan de ce e insula Patmos? Nu, nu. El lucrează credincios până la sfârșit. M-am luptat lupta cea bună a credinței. Acum, ce mă așteaptă? Și acolo, deci, deci dacă el s-ar fi lăsat să intre în amărăciune, în depresie, în toate lucrurile acestea, în temniță, noi câte epistole ne-am avea? Păstorii, ce învățătură ar avea în ce privește învățătura pastorală? 1 Petru 5 cu 1, la fel, prezbiterilor, bătrânilor le vorbește, Apostolul Petru. Ioan compune Apocalipsa târziu în viață, în exil. În exil, nu se lasă bătut. Nu se lasă bătut. Avem clar că Scriptura care spune că Triunitatea, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt lucrează. Dumnezeu Tatăl lucrează, Dumnezeu Fiul lucrează și Dumnezeu Duhul Sfânt lucrează. Acum, munca. Lucru ca și ceva care aduce glorie lui Dumnezeu. Cum putem să gândim biblic despre munca noastră, putem spune, foarte neînsemnată. Că împing ceva hârtii de aici acolo. Că împing noroi de aici acolo. Că zidesc o clădire de aici acolo. Că pun marmură aici acolo. You know? Că îi dau de mâncare la un bătrân. Că îi pun diaperul să nu îi se facă rană. Really? Really? Asta să aducă glorie lui Dumnezeu? Valoarea, munca este importantă pentru că are o valoare internă în ea a muncii. Pentru că Dumnezeu este lucrător și ne dă exemplu viu de lucru. De aceea este munca. De aceea are o valoare specială. Apoi, pentru că lucru este o formă în care suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu. Nu uitați! El ne-a creat după chipul său și după asemănarea sa. Și dacă Dumnezeu este un Dumnezeu lucrător, și noi, la rândul nostru, dacă vrem să ne asemănăm cu Dumnezeu, trebuie să apreciem și să fim lucrători, muncitori. Genesa 1:28, din nou, valoarea internă a muncii, versetul care deja s-a citit, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, supuneți-l, stăpâniți-l peste peștii, păsările și orice viețuitoare. Observați, porunca de a crește, de a înmulți, este o poruncă de a crește și de a înmulți. O cifră nu este dată. Eronăm în aspectul fariseesc.
când începem cu cifre. Avram, câți copii a avut? Cu câte neveste? Cine-i fiul moștenirii? Îți doi? Isaac, câți copii a avut? Iacov, câți copii? Câți băieți? 12 și o fată. Cu câte neveste? 2 neveste și 2 țitoare. Cei mai mulți au avut eu, 20 cu 5 neveste. Iosif, câți copii are? 2. Moise. 2. Profeții. Gândiți-vă. Apostoli. Filip. 4 fete. Care prorocea. Da. Ok? Deci observați că din nou facem practică la 1 Petru, la 2 Petru 1, 19 la 21. Da? Facem practică. Iei teologia biblică. What is God communicating 20, 30 kids per couple? Cu primii noștri părinți ai credinței. Asta comunică Dumnezeu? Nu. Ce comunică? Să ne mulțim. Ce comunică? Copiii sunt o binecuvântare. Comunică câți? Nu. De ce? Pentru că sunt dispoziții diferite, sănătăți diferite, capacități diferite, chemări diferite. Are you beginning to see? Cum putem apăsa pedala într-un loc, luând versete, luând texte care spune noi că spun ceea ce nu spun. So you have to be, trebuie să fii cu integritate în citire și în interpretare. Nu doar într-o formă. Trebuie să te gândești biblic. Când spui, frate, dar cel puțin 12, I get it! Dar atunci ai și 4 neveste? Ok? So you have to follow through. Dar asta nu înseamnă că și copiii nu sunt o binecuvântare. Asta creșteți, înmulțiți-vă, înlocuiți-vă, îi doi. Înmulțiți-vă, e de la 3 în sus. Și am avut un frate, un frate, vă țineți minte, fratele Hușan. Mihai, încă e în viață. L-am văzut de-a trecută, că am fost la Cluj, acolo pătrânel, dar tot așa, bine, bine făcut. El mi-a spus, măi, Leonard, și el e baptist. Zice, Leonard, pentru a mulți, zice, eu înțeleg de la 4. Cum adică? Well, 2 în locuire, 2 îi înlocuire, 3 îi înmulțire, și dacă ferească Dumnezeu moare unul, trebuie să ai unul de rezervă. Nu uitați. Ce-i biblic? Ce pot predica de la un vor, oricând, cu integritate? Copiii sunt o binecuvântare. Acum, Simonea mea, cu primele două fete, cu prima fată, am crezut că o pierd. Deci, pre-climatic, toxică, Nicky a venit ca prin minune. Și Sammy și mai și. Acolo. You see? So, dar ne bucurăm. Copiii sunt o binecuvântare. Odată ce concepția s-a întâmplat, este din partea lui Dumnezeu, este o binecuvântare, este viață care este formată acolo. That's Bible. That needs to be preached. The other stuff are things that have nothing to do. Sigur. Copiii sunt o binecuvântare, sunt un belșug, nu poți să ne jucuri acesta. Și nu uitați, eu îl știu pe Avram. Și știu că va porunci copiilor lui care vin după el să urmeze calea Domnului. Așa, întotdeauna calea Domnului. Valoarea, primul mandat a
așa, dar omului acest mandat nu a fost revocat niciodată. Asta e valoarea internă. Valoarea externă, pe din afară, care e o... So this is the internal component of muncă, cum are valoare. A doua, al doilea component este lucrurile externe a muncii. Lucrul este bun pentru ceea ce produce. Grădinarul, fermierul, produce mâncare pentru a ne susține. Și tare bine ar fi dacă am avea mai mulți fermieri pocăiți. Că mâncăm gunoaie. Vă dați seama, la români le-au dat semințe de gratis în încărcarea cuvântului lui Dumnezeu. Cu sămânța în ei. Nu? În ziua 3, Dumnezeu a făcut iarba, nu? Și pomii cu sămânța în ei. În alte cuvinte, ai un măr, plantezi sămânța de măr și ce crește? Măr. Așa au modificat genetic oamenii aceștia pentru motive corupte, că mărul nu-i mai măr și când pui sămânța din măr nu crește nimic. Că trebuie să, de ce? Că trebuie să cumperi semințe în fiecare an de la ei. Și dacă vor ei să nu-ți mai deie semințe, deci gata. De aceea, Doamne, dă să luăm semințe de roșii din România, din alea bune și gustoase, nu modificate genetic. Do you see how farming could become corrupt? Mâncarea, care nu-i mai mâncare. Dumnezeu l-a creat pe om să se hrănească cu mâncare sănătoasă, bună, nu modificată genetic. Nu modificată genetic acolo. Și a dat porunci și legi prin care trebuie să fie susținută. De ce este important ca un fermier să fie un om al lui Dumnezeu? Să respecte asta? Unu, produsul, vegetalele care le produce. Doi, animalele. Nu-ți faci joc de animale. Nu le dai să mănânce carne de vacă la vacă? Cine mai auzit așa ceva? Cum le tratezi? Le bagi acolo, le îndopi, zup să meargă la comandă? Cine mai auzit așa ceva? Vedeți câte abuzuri sunt? Ei, dacă sunt fermier, fac ceva pentru gloria lui Dumnezeu. Respect cuvântul lui Dumnezeu. Respect legile care au fost puse de Dumnezeu acolo. Mă îngrijesc de animale, sunt responsabil când îți vând ție un produs. Acolo mă testez. Domnule, stai un pic, am avut când am fost odată în Idaho, a fost un frate șofer care ducea mâncare în restaurantele cele mai de lux. Spune că odată mi se termina frigiderul în traca acolo și tot peștele se împuțea. Și șeful m-a spus, nu, du-te la Kmart, cumpără ceva blici, dă pe pește și să vezi cum iasă mirosul din el. Și m-a spus, this happens more often than you think. Responsibility. And I'm not an environmentalist. În sensul liberal al cuvântului. Dar orice creștin respectă creația lui Dumnezeu, nu se închină la creație, amin. Dar o îngrijește. Noi suntem stăpâni peste creația aceasta. Dumnezeu ne-a dat-o nouă. Să lucrăm. You see? So, de a susține mâncare, valoarea aceasta, a nu injecta mâncarea cu o groază de chimicale care pur și simplu poți să lași pâine afară 2 ani de zile și nu se mucegăiește. Asta nu e minune. Asta e prostie. Dacă e mâncare care un câine nu mănâncă, domnule, și noi ne grăbim la ea. Și mana se împuțea dacă... Da, și mana nu așa. Da, nu așa. O să ai prea mult. Așa. Ai voie să ai mai mult decât rămân. Numai sâmbătă. Adică vinerea. Când
Frate, pepenii n-au sâmburi, strugurii n-au sâmburi. Da. Eu când am văzut așa ceva în America... Deci nu, mi se pare, nu mi se pare ciudat, înainte de a fi ouă rugare, și domnule, ouăle n-avea culoare. Eu, în 96, când am fost la București, prima dată cred că am mâncat un cartof. Și gălbănușul, hai de mine, era gălbănuș. Era portocaliu, așa. Am mușcat din măr și m-am adus aminte ce spunea tata. Măi, în America, merele n-au gust. Așa, sau roșiile. Mă, n-au uneu mai. În Washington noi avem, putem să mergem, să culegem. Și cireșii și toate astea. Ok. Deci, a susține valoarea externă a muncii în lucruri atât de banale pentru susținere, pentru mâncare, apoi pentru protecție. Case pentru a ne proteja de elemente. N-ai vrea ca să știi că-ți casa în care locuiești este făcută bine? Să nu îți licuiască ruful? Că cineva a fușerit treaba? Să nu-ți cadă peretele? Că cineva, în loc de un 2x4, a folosit un 1x1/2? Să-ți meargă apa caldă, să nu se spargă țeava, pentru că cineva a luat încă 3 secunde să fie sigur că a strâns șurubul bine? Când iei acele 3 secunde, acele 2 minute, aceea muncă în plus și faci cu integritate și cu seriozitate lucrul acesta, oare nu comunică ceva? Că lucrezi ca înaintea lui Dumnezeu, nu pentru oameni? Că you won't cut corners? Că you won't do a halfway job? Când îți dai toată silința, n-ai aștepta ca atunci când mergi la un doctor să iei 10 minute să te întrebe, dar stai un pic, când mai te-a apucat asta, ce ai, cum s-a întâmplat, cum nu s-a întâmplat, și să te verifice cum trebuie? În loc de pe la Rolanda, ce de doare, gâtul, ok, gata, out, next. How do you feel? Not well. Does that bring glory to God? Not well. No. Dar stai un pic, domnule, că mă doare capul. Dar tu nu m-ai întrebat dacă mă culc, mă doare mai tare, când începe asta? Și astea simptome cam tumor la cap. Care dacă îl descoperai acum la 2 luni de zile, puteai să mă operezi și era afară. Dar acum deja s-a întins, it's too late. But you didn't care to ask. It's work. Work. Acolo. Protecție, case care ne protejează de elemente. There is huge value in doing things this way. There is huge value in doing things this way. Frumusețe. În grădina Eden. Dumnezeu când a sădit grădina, a sădit-o să fie frumoasă. Și l-a pus pe om ca să o îngrijească. Lucrarea universului, a pământului, uitați-vă în jur. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut. Când mă, Doamne, te laud că m-ai făcut o făptură atât de minunată. Acolo. Lucrarea universului, a pământului, lucrarea hainelor, când Dumnezeu face haine, croiește pentru Adam și Eva. Exod. N-avem timp să că vrem să terminăm până la 3. N-avem timp să citim persoana care a fost pusă în slujbă pentru a construi, pentru a croi hainele pentru preoți, care trebuia să fie dotat. Trebuia să have attention to detail. Trebuiau toate exact cum le-a fost arătate lui Moise. Yeah. Construcție în, cu Betael și Bezalel. Așa și mai cum? Oholiab. Așa. În Exod 31, 1-3, nu uitați, prima persoană care este menționat specific în Biblie, că are Duhul lui Dumnezeu în el. Știți cine a fost? Constructul Bezalel.
Dumnezeu a pus Duhul Lui să știe cum să... Când lucrezi în meseria ta, în slujba ta, și când Duhul Dumnezeu care te-a convertit și care este în tine, lucrează, va ieși ceva frumos. Amin. Va ieși ceva care posteritatea se poate bucura de ea. Ceva durabil. Ceva care respectă Sfânta Carte. Ceva care aduce gloria lui Dumnezeu. Nu-i tot una să vorbești la un client. Ce vrei? How are you doing? Nu-i tot una să spui, să speri pe cineva pe dinți sau să speri pe cineva pe dinți. Nu-i tot una să schimbi scutecele la un copil sau să schimbi scutecele la un copil. When you're doing it for God, because that's what He's entrusted to you, it is felt. It is felt. There's a big difference. You can't get that and get it consistent. Nu poți să prinzi asta și să prinzi consistent, adică în fiecare zi, când ai chef, când nu ai chef. Dacă nu-ți dai seama pentru cine o faci și ce valoare mare are munca care o faci. E ceva care e în tine. It's embedded in you. You don't cut corners. And this starts with study. Înveți ceva spune, deci, atâta materie, Doamne, n-am nevoie de atâta materie. I just want to get a grade to pass. I don't want somebody doing surgery on me that just got a grade to pass. Do you? No. I don't want someone representing me when I'm accused, God forbid. It was a lawyer that just got a grade to pass. I want the neurotic one that wanted that last question right. That said, nu doar, ci învăț. I don't want the contractor that just wants to cut corners. Or a plumber. Or... to build my house. I want the neurotic one. Who gets it. Eu vreau doctorul care spune, auzi, n-am mers la distracție, vreau asistenta care n-am mers la distracție, vreau contractul, vreau cel care pune mâna și spune, nu! Nu mă interesează dacă mă așteaptă 10 afară acolo, eu până nu termin asta bine, nu mă duc de aici. That's what I want. I don't want the guy who... a spus că își face tema în două ore. După program și terminat, să-mi interpreteze mie Scriptura. Să văd, să this has to percolate. This has to seep in. Nu sunteți aici, sper că nu sunteți aici să priviți o hârtie. Sper că sunteți aici să fie o transformare a vieții, să pricepeți, să înțelegeți. Amin. Aș putea să vă citesc notițele, but that doesn't do it. What I have to do is, if I'm doing my job right, dacă eu fac treaba mea bine, trebuie să vă dau ceva ce e aici. Amen. Și dacă nu pot să-l exprim, și dacă nu-i nimic aici, n-am ce exprima. Cum spune Ioan în Ioan, ce-am simțit, ce-am trăit, asta împărtășim noi cu voi. Ca și părinte, ce dau copiilor? I can just give them what's here. În timpul de 15, 16, 17, 20 de ani, că sunt acasă, treaba noastră e să dăm, acum noi avem timp limitat. În slujirea noastră, ceea ce facem, we're giving you what's here. And what you do with it is up to you, but it's got to percolate. This takes time to think through, to pray through. Unele cursuri sunt mai mecanice. I get it. This is not one of those. Toți fratele și predici în același. Deci nu suntem aici.
aici să devenim tehnicieni sau mecanici, în sensul acela. Suntem aici ca să gândim și lucrul nostru să aibă o încărcătură în spatele muncii noastre. Construction detail work și acești doi. Alte beneficii de lucru, munca noastră, de exemplu, pacienții unui medic pot beneficia de un medic bun. Mai puțin, nu? Puțin frizei îți buni astăzi. Ai dreptate, frate. Auzi, taica meu la sfârșitul vieții lui era cam michel. Dar tot îi plăcea să fie tuns bine. E corect, normal. Și zice tati, zice, mă, băiat, iară și-o bătut joc de capul meu. Cum adică și-o bătut? Zice, și ce ai spus? Zice, zice, am venit acolo și am spus, m-am uitat și zice, you did a bad job. Zice, dar ai spus așa? Da. Și ce-o spus? Zice, a spus, well, you don't have to pay. Zice, nu e vorba de pay, plătesc, nu bag joc de munca ta acolo. Dar te rog, domne, am multe fire, dar tare e frumos. Deci, why? It's someone who takes the time to do it right. Pacienții unui medic, clienții unui mecanic, repară una și strică 10. Nu? Milioanele de persoane de pe pod, clienții, ne-au arătat fratele casa aia cu 8 etaje sau în China care s-au dărâmat. Oamenii aceia care au avut viața lor acolo, banii lor puși acolo, sunt terminați. Așa. Avionul proiectat, tot. Aeroportul din San Francisco. Mă, culmea. Ți-am zis, nu? So the San Francisco Airport are o secție nouă care a costat miliarde de dolari, în românește 2 milioane. Nu? Miliarde sau billion e tot, deci în engleză. Billion în engleză, da. Bilion, miliarde, da. Miliarde în românește. Da. Miliarde. Da. Miliarde de dolari a costat și nu inspectorii și nu inginerii, ci doi oameni de curățenie. Mexicani care făceau curățenie, s-au uitat și olio! E o mare crepătură în baza structurii. A sunat, a închis-o de aeroportul și tot închis. La ora acolo. It's a structural defect. Este și un bloc înalt în San Francisco, Leaning. Da, am văzut și ceva aici. S-a luat după Italia. Milioane de pe, da. Acum am înțeles de ce ai vrut ca cât mai mult de la biserică să fie prezent aici. Acum înțeleg. E opțiune. Noi avem datoria să fie opțiune. Nu, dar e foarte bună. E creștinii care beneficiază de echiparea făcută de slujitor. E slujba noastră. Nu este să trăim viața noastră creștină pentru voi. I can't do that. I can barely live my own. Slujba noastră este să luăm Scriptura și cum a făcut Moise, să o facem clară, deslușită cât e posibil, în dependență de Duhul lui Dumnezeu, ca noi, ca voi, să puteți să trăiți viața creștină pentru gloria lui Dumnezeu. That's our job. That's our job. There. You see, we're not called să vă distrăm. Nu suntem chemați să vă distrăm. Nu suntem chemați să vă pierdem. Suntem chemați să facem lucrul acesta și trebuie să o facem cu responsabilitate. Nu uit unde am citit de marele calcul și de marea judecată care vor avea predicatorii neserioși. Și anume, gândiți-vă, duminică seara când venim la biserică, să zic că suntem 400. Să zic că în mediu la fiecare persoană să ajungă aici i-a luat jumătate de oră pe drum. Și jumătate de ore dus întors. Vă dați seama câte ore au cheltuit oamenii aceștia să vină să ne asculte. Și apoi ce ne-am spus? I-am luat în serios? Sau ne-am bătut joc de ei? Și de Dumnezeu. I-am luat în serios în rugăciune? În cercetarea cuvântului?
în a vedea care este mesajul care trebuie transmis. Did we take them seriously? Că în ziua judecății, cum vom vedea, lucrarea noastră va trece prin foc. Și dacă este făcută din lemne, pai și trestie, va fi arsă. Vom fi mântuiți dacă prin foc. Dar dacă este făcută din aur, argint, pietre scumpe, it will stand. It will stand. Nu doar munca mea, a fratului pastoral, nu. Munca fiecare. You put tiles? Acolo în original chiar din greacă, e învățătura care o ai și învățătura care o dai. Asta e ce ești. This is what will be balanced, this is what will be weighed there. Creștinii deci beneficiază de echiparea făcută. Noi beneficiem de munca noastră. Ca o metodă de creștere spirituală în sfințenie. And this is where the rubber meets the road, cum ar fi. Ok. Noi, eu și voi beneficiem de munca noastră. Cum? Ca o metodă de creștere spirituală în sfințenie. Nu uitați, prima provocare pentru Adam și Eva era în contextul lucrului. La culesul de fructe. That's where they were tempted. Not in their sleep. Nu în altceva. În contextul muncii. Este în acest context unde suntem provocați să înșelăm pe șef. Frate Teo, citiți din nou bancul acela, voi vă faceți când ne plătiți? Noi ne facem când lucrăm, ei să facă ne plătesc. Noi ne, ok, da? Ok, eu sunt pocăit, da? Mă duc undeva în nevoie deja. Eu cred că merit 20 la ore. Șeful spune, nu te pot plăti 20 la ore. Îți pot da numai 18 sau 15. Dacă eu am acceptat, calculul este, stai un pic, domnule, tot fac 20 ore, o să trag kilo o oră jumătate. Și tot 20 ore. Asta e creștin? Nu. Da. Ai acceptat geabul și trebuie să-l accepti. Că dacă nu muncești, ești neurânduial. Și ar trebui să-ți fie rușine. Și să-mi fie rușine. Păi să ai să lași tot să lucrezi, tot acolo ești. Sau, stai un pic, fac o calcul, 18 la oră, sau stau la beneficii sociale la stat. Tot acolo. Stai un pic, domnule. Parcă mai mulți bani fac dacă stau și tractiv. Părere? Că dar am minte, nu? Am minte, dar am teologie, sau, pardon, am teologie, dar nu cea bine. I'm telling you this. Do you see where the rubber meets the road? Do you see, vedeți unde un pocăit nu poate concepe să nu muncească? Amin. Nu poate. Stai un pic, eu să am putere, sănătate, să fiu în viață și să nu muncesc, ferească-mă Dumnezeu. Asta e atitudinea Biblie. Amin. Odată ce sunt la muncă, n-am nevoie furnica. Trebuie să învățăm de la ea. Are șef? Nu. Are domnitor? Nu. Ea merge. Nu numai când sunt eu de față să fiți buni. Și mai ales în absența mea. Deși pentru că e cineva care tot timpul e de față. Tot timpul știe și tot timpul vede ceea ce facem. Când ne gândim la ce facem, ce muncă facem pentru șef, pentru firmă, pentru companie, trebuie să avem integritatea să spunem, stai un pic, munca mea trebuie să fie o muncă cinstită. Și aici încep să mă formez sau să mă deformez. Spiritual. It's a slippery slope. Dacă aici permit compromis,
Asta deschide ușa celui rău pentru a afecta mintea și alte lucruri. Și când eu spun că am muncit 8 ore sau 10 ore și de fapt am muncit doar 5 ore, atunci eu sunt confortabil pozând ca și ceva ce nu sunt. You get it? What's that called? Pharisee. Compromis. Și dacă o fac în lumea cotidiană, dacă o fac în lumea poruncită de Dumnezeu, ce mare lucru să fac și în biserică? Ce mare lucru să mă înșel nevasta, să înșel biserica, să înșel păstorii? Ce mare lucru! Și numai ne trezim că cum a putut să iasă de pe buze astfel de lucruri, astfel de gânduri, care nu seamănă deloc cu Hristos și cu Sfânta Carte. See? That's pe șef. Sau, dacă e șef, pe client. Dom'le, vrei să la un job, vrei să-l faci bine? Vrei să faci un profit? There's no problem. Nu-i păcat să faci profit. Spune, domnule, să fac treaba bine, atât de costă. Acceptă, fă treaba bine. Nu te gândi, vine acolo și pun gunoi. Sau I'll cut a bunch of corners. Nu. De ce? Pentru că ca și persoană în afacere. What goes around comes around. Ceea ce seamănă omul, vrei să fii în business pentru restul vieții? Și când economia merge rău, tu să ție să nu-ți meargă rău? Să îți crească șansele să nu-ți meargă rău? E atunci fă treaba cu tine. Dar nu doar pe șef, ci pe angajat. You pay a fair wage. Ești gata să plătești. Nu uitați, unul din lucrurile care au deranjat și care l-a supărat pe Dumnezeu cel mai mult a fost abuzul clasei de șef vis-a-vis de oamenii muncitori. Încă acolo în care a spus, dacă îți dă zălug, acoperirea lui, plapuma lui, seara. Că dacă nu îngheață și strigă la Dumnezeu și Dumnezeu aude și eu te chiar. Te-ai târguit cu atâta, plătești. Nu ți-o ieși geamul, it doesn't matter. El nu face profit, el face salari, dă-i salariul. Atât te-ai târguit and be fair about it. Tratează. E ok negocierea până la un moment. Dar nu negociezi cu un om că știi pe jos. Și știi că nu ai puterea de a negocia. Că el nu are puterea de a-ți aduce lucrurile. Îl vezi necăjit. Știi că o să lucreze pentru 10 la oră. Dar știi că munca lui de 20-30. Că Dumnezeu vede. That's what the rubber meets the road. Acolo dovedim. Acolo vedem din ce suntem făcuți, ce substanță este. Ce substanță este așa? Mergi biserică, bisericii, familia, nu ți-a abuzat familia. Știi că este înțelegătoare. Fii și tu înțelegător. Nu te du la distracție când nevastă e acasă. Stai și tu și spală scutece. Este țipător la cer. Este țipător la cer. Să ai un sistem unde nu consideri, îți 8 copii acasă. Toți țipă în dreapta și în stângă, o mizerie mare. Și fratele cine știe unde. Unde ar trebui să... Cine n-are grijă de ai săi, este mai rău ca un credincios. Da? Ok, eu sunt vecină. Sau un vecin. Și am o familie de pocăiți. Care toată ziua îmi predică.
și aud din casă că e problemă. Mă duc și bat la ușă și văd femeia acolo cu în criză. Ca dragul, unde ți-i soțul? Dar ce? Și acum eu sunt femeia aceea. Auzi, zice, eu n-am nevoie de astfel de Dumnezeu. Că îl trimite pe omul acesta la pescuit, la distracție, la golf, la cine știe ce, și lasă familia în paraj. Primul loc unde suntem chemați este la munca în casa noastră. În casa noastră. Nu neglijați aspectul acesta nici de cum. This is the first place that we are called to work. Familia și cu membrii bisericii. Lucru ca și ceva care duce glorie de Dumnezeu este și în contextul muncii unde se vede, cum am notat, din ce suntem făcuți. Atitudinea muncii și cu munca se dezvoltă și atitudinea dărniciei. Cine a furat să nu mai ci să lucreze cu mâinile lui, să aibă și altora. Și altora. Întotdeauna vor fi oameni în nevoie. Și dacă nu muncim, cu ce îi putem ajuta? Lucru ca și ceva care poate rămâne chiar după ce noi plecăm. Ca persoane ne-ar place să știm că lucrul pe care îl facem va conta pentru ceva și nu va fi în zadar. Ne place să ne gândim că lăsăm ceva în urmă, chiar după ce plecăm noi. Textul care deja l-am menționat și la care am avut o mică discuție, textele se află la 1 Corinteni 3 și 2 Corinteni 5. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. A mea și a voastră. Focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. În alte cuvinte, va fi testată. We have to show our work. trebuie să arătăm lucrul nostru. Lucrarea ori va rămâne în picioare, ori va fi arsă. Cum poate lucrul nostru să rămână în picioare chiar după ce noi plecăm și să contribuie la formarea noastră spirituală? 1 Corinteni 13:13 notează că sunt câteva lucruri în viața creștină care rămân. Care sunt cele trei lucruri? Credința, nădejdea și dragostea. Credința, nădejdea și dragostea. În mai devreme, în 1 Corinteni, același autor uman, și bineînțeles Duhul Sfânt, în capitolul 3 ne spune că sunt trei materiale. Și dacă lucrăm cu aceste materiale, lucrarea noastră va rămâne. Și sunt trei materiale care se ard. Fân, paie și trestie se arde. Și trei materiale au cajin și trei pescuri rămân. În aceeași epistolă, Domnul, prin apostolul, spune că acum rămân aceste trei. Care sunt aceste trei? Credința, nădejdea și dragostea, care poate fi considerate ca și argint, aur și pietre scumpe. Dar să vedem ce înseamnă asta vis-a-vis de contextul nostru. Și orice faceți, în Coloseni 3:17, și orice faceți cu cuvântul, orice faceți, învățat, studiu, profesat, munca manuală, orice faceți cu cuvântul sau cu fapta. This encompasses everything. Să faceți totul
în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El, prin Domnul Iisus Hristos, lui Dumnezeu Tatăl. Când e ultima dată când ai plecat pe genunchi spre cei să mulțumești Domnului că ai servit și că lucrezi? Fiecare zi. Când e ultima dată când ai mulțumit Domnului că ai posibilitatea să studiezi? Nu prea vreți de studiul asta. Doamne, ajută-mă să-mi fac timp. Coloseni 3:23. Orice, din nou, orice faceți, să faceți cu jumătate de suflet, cu jumătate de inimă. Să o faceți cum? Cum? Leneși, mulate? No. Comun? Sau energie? Energie. Conștient, scuza, vas. Să o faceți din toată inima. Spălați dinții cuiva, puneți taile, schimbați scutecul la un copil, sujiți într-o formă sau altă. Cu taile alea să rămâi și la iehoviști. Orice face, să știe că să fie o mărturie pentru orice face, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Ca și Abel, ca și Avram, ca și Iosif, Moise, David și Daniel, în lucrul lor, studiați viața lor. Și vedeți. Dacă au fost oameni care au trecut prin greu, Sfinții Domnului din trecut. Uitați-vă la viața lui Iosif, o viață care trebuie studiată și să devină parte vitală din cine suntem noi. David, Daniel, cei trei tineri împreună acolo. It's a completely different context. Noi lucrăm pentru Domnul. Lucrăm, știm că lucrul este un atelier pentru formarea noastră spirituală. La biserică suntem o dată de două ori pe săptămână. La lucru suntem în fiecare zi. Acolo este un atelier pentru formarea noastră. Sau, dacă nu lăsăm să fie formare, va deveni o deformare. Acum, ca acest lucru, să rămână, trebuie să fie făcut întâi în credință. Nu știu dacă s-o încurcat astea aici, dar primul, credința, nădejdea și dragostea. Dacă nu am PowerPoint-urile, îmi cer scuze, dar l-am în cap. Trebuie făcut întâi prin credință. When we work. La început am notat că umblarea noastră cu Domnul, trăirea noastră cu Domnul, se întâmplă după ce intrăm în Hristos. Credem în Hristos. Suntem născuți din nou în Hristos. Când lucrăm în credință, lucrăm crezând că Dumnezeu este acel care ne-a încredințat lucrarea pe care o face. Deși nu este meseria numărul unu care vrea să o facă. I'm still doing God's service. Acum, dacă și aici fac o scurtă paranteză, dacă m-ați întrebat pe mine, dacă m-ați fi întrebat la 18 ani, Leonard, what do you want to do with your life? I would have never said I want to be a nurse. Why did I be a nurse? Well, I was a nurse's aide first. La 15 ani. Și apoi am luat trepte. Știi ce?
că așa m-a spus tata. Zic, mă, băiete, în viață, jobul ăsta, în America și în toată lumea, e un job care, oricând ai job, plătit bine. Și nu trebuie să lucrezi, să te chinuiești. Zice, uite-te tu la mine. De când nu caut job? Și abia m-a primit spitalul ăsta ca tender. Dar când mă duc acolo la emergency room, văd nursele care, pur și simplu, domnule, sunt doamne acolo și domn. Zic, mă, dad, te ascult. Dar, când termin și iau diploma, ți-o dau ție. Păi, băiete, așa se face. Am trecut prin nursing school, m-am format gândire, m-am învățat ce înseamnă viață, sănătatea, bunul simț. Tot ce n-am învățat în școală și s-ar învăța, normal că învață. M-am învățat tot despre sistemul uman. Și la 19 ani, lucram o zi sâmbătă, în 87, în Los Angeles, la urgență, în șift de 12 ore și făceam 700 de dolari. Și fratele se chinuia cu 3 dolari, 25. Și cred că am văzut 3 pacienți. În 24 de ore. Că au fost la urgență. Când eram acolo, am știut mulțumire lui Dumnezeu pentru faptul că m-a dat harul să ascult de părinți. Dar nu mai aia. Mi-a deschis orizontul să fac alte lucruri. Căci meseria aceasta a fost a entry point to everything else. Și îți dezvoltă gândirea, capacitatea de a judeca, de a gândi despre un lucru foarte important. Trupul tău. Și a înțelege sănătatea. Now, did I enjoy doing it? Yes! Was it the idea? No! Dacă m-ai fi întrebat, cred că I would have liked to go skydiving. But skydiving doesn't pay the bills. There's no jobs! Or I would have liked to become cine știe ce! Dar, în realitate, trebuie să stai un pic. Meseria aceasta plătește? Este căutată? Sau îmi pierd vreme? So, these are all things that have to come into play acolo. Și în meseria care o fac acum, e adevărat, și dacă aș fi făcut aia toată viața, aș fi fost mulțumitor lui Dumnezeu că o fac și că mi-a dat harul și capacitatea să o fac și să-mi pot câștiga existența și pâinea cea de toate zilele. That's a biblical attitude. Acum, dacă ai ocazia, după aceea să faci ceva, liberare. Dar cel puțin știi că ai ceva în mână, care în orice, ca și evreul, cu vioara. Nu trebuie să-ți placă vioara. La alții trebuie să le placă. Nu trebuie să-ți placă meseria, trebuie să fie nevoie de ea. Și din nefericire, pe bolnavi vom avea tot timpul în mijlocul nostru, mai ales cu mâncarea care mâncăm acum. Și cantitatea. Așa. Ok, deci trebuie făcută, trebuie, ca lucrarea noastră rămâne, trebuie făcută în credință, în credință în Domnul Iisus Hristos și în credință că Dumnezeu m-a încredințat ceea ce fac, ca și Tatăl. Eu vreau să știu și să cred că Dumnezeu m-a încredințat 3 persoane. Ca să le crezi, să învăț, să mă rog pentru ei și să le fiu tare. Amin. That I believe. Nu le-am credințat fratele Vasile. I-a dat fratele Vasile a lui. Mie mi-a dat ai mei. Nu i-am credințat vouă, mi-a dat mie în primul rând. Eu sunt cel mai bun calificat să mă ocup de acești 3. Mai bine ca orice altcineva. That I believe. Și eu am primit mandatul de sus să mă ocup de ei cât pot. Pentru a le da hrană, învățătură, susținere, suport și tot. Pentru a-i încuraja să muncească. Pentru a-i disciplina. Pentru a-i modela. Pentru a mă transmite pe mine
în ei. În ei. Aia e o lucrare făcută în credință. Că Dumnezeu ne-a încredințat. Și credință că Dumnezeu va lucra în viața lor și îmi va da izbândă și îmi va da har. În momentul când eu îmi închid ochii, în credință, a rămas ceva în urmă. A rămas așa știu. My dad, who's gone, is a vital part of my life. Când mă duc în Sacramento, unul din lucrurile unde am mare plăcere să mă duc este la mormântul lui. Să mă duc aminte de cine a fost el și să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru tatăl meu. Amen. It's ceva. El, he's gone. But nu în forma mistică. Dar a lăsat o moștenire. A lăsat o moștenire. Asta e în credință. Asta rămâne. Asta rămâne. Dacă am făcut-o, dacă vă din obligație, că m-au împins frații, că și eu să am un nume, că am 10 copii sau 20 de copii, sau cine știe ce, and my heart is not in it, and I don't understand that it's from God. And this by no means înseamnă că cei care au 10 copii, Dumnezeu să-i binecuvinteze. E un mare har. Și am văzut familii care au avut mulți copii. Și Dumnezeu le-a dat harul ca toți și s-a ocupat de toți și iubesc pe toți. So, please, asta nu e o polemică împotriva celor cu familie. Nu, este un har care îl admir în alții. Și de obicei, oamenii aceștia nu sunt acei care propagă un legalism. Și spun că este o binecuvântare. Cum ar fi frumos să am și eu vreo 15? Little 7 years, we're in dar cred că și asta, și asta, ca și toate chemările. Este o chemare specială. Este o chemare specială și binecuvântată de Dumnezeu. Și depinde cât de mare e tolul. Din nou, nu-i număr, ci principiu. Ci principiu. Așa. Apoi, în al doilea rând, trebuie ca lucrarea noastră să rămână și când spun în credință. Asta am făcut aplicația în familie, dar nu doar în familie. Aplicația este și în viața de zi cu zi, în meseria care o fac, în îngrijirea care o fac altora, în predarea care o fac. Trebuie să o fac în credință, crezând, acceptând că Dumnezeu m-a încredințat asta mie și să o fac ca și cum aș face-o, că o fac pentru Dumnezeu. A doilea lucru. Trebuie făcută în nădejde. Confruntând puterile care se războiesc cu Dumnezeu și cu noi, ne luptăm nu ca unul care lovește în vânt. Now, this is a bit tougher. Este greu când lucrezi și când parcă nu-ți vine niciun profit. Nimeni nu-i place să lucreze degeaba. Dacă nu vă plătește șeful la sfârșit de lună, căutați al șef. Clientul, căutați al clientului. I get it, it's normal, it's nothing wrong. Nu se ține de cuvânt, ai nevoie să te știi. Dar când lucrezi în nădejde, în lucrurile de familie, lucrurile spirituale, și în loc de a te lăsa în pace, te critică, te jignește. Te pune jos. Apostolul Pavel a reușit și spune și a avut plăcere în plăceri în defăimări.
el, omul de aici la aceasta, că lucrul nostru, indiferent ce ar fi, lucrul nostru trebuie să, dacă lucrăm în credință, că Dumnezeu ia în credință, rezultatele nu sunt noastre. Însă nu. Dumnezeu nu ne cere socoteala pentru rezultat. Asta e pragmatism. Nu, nu. Dumnezeu este acel care este suveran. Eu îmi fac treaba mea și Dumnezeu va face să crească. That gives you strength to move on. Asta îți dă putere să mergi mai departe. Asta îți dă putere să te scoli încă o dimineață, să mai spui o rugăciune, să mai te pregătești, să mai te rugi, să mai fii cu ochii în cuvântul lui Dumnezeu, să nu te predai în descurajare, știind că avem victorie în bătălie. There's victory. We might not see it now, but we've been guaranteed că este victorie. Convinși că lucrul făcut pentru Domnul și numele Domnului va rămânea. Convinși că Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Nădejdea aceasta nu este vis. În engleză, hope. I hope that it'll be all right. No, that's not biblical hope. Nădejdea biblică este o încredințare singură. Credința este o nădejdire vie, lucrurile care nu se văd. O puternică încredințare, nădejdea aceasta. So, it's objective, it's real. You know this is happening. You know this is going to happen there. Și știm că deși nu înțelegem, deși nu ne merg lucrurile cum am vrea noi să ne meargă lucrurile, avem un Dumnezeu care veghează ca toate lucrurile să lucreze înspre binele. Chiar dacă înspre binele acela înseamnă că eu sufăr. Înseamnă că nu merge cum aș crede eu că ar trebui să îmi meargă. Convinși că Dumnezeu vede, aude, știe și observă. Și că Dumnezeu răsplătește pe cei ce îl caută. So, look at a couple of key elements here for this to work. Convinși că Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze în stăune spre bine a celor categorie. Celor ce? Iubesc pe Dumnezeu. Iubesc pe Dumnezeu. It's a hard issue. You gotta be real. If it's not real, it's not gonna work. That's why you gotta get in. You gotta get in the real way, the right way, through Christ. Nu, e o singură soluție. E o singură cale, care este Iisus Hristos. Convinși că Dumnezeu vede, aude și răsplătește pe cei ce-l caută cu adevărat. There. You've got to be seeking God, and when you seek God, you seek Him in His Word. There, you seek Him on your knees with Scripture open. Și, totodată, ca să rămână, după ce noi plecăm, este făcută în credință, trebuie să fie făcută în nădejde și trebuie să fie făcută în dragoste. În dragoste înseamnă împărtășie și dependență totală de Domnul. Care este porunca care le cuprinde pe celelalte? Să iubește Domnul Dumnezeu în toate inima. So when you talk love, you've got to have the love of God. Dacă este făcută în dragoste, în dependență și în părtășie clară cu Dumnezeu. And dragostea nu este doar sentimentală. Dragostea este include sentimentele. Dar dragostea merge mult mai profund decât sentimente. Pentru că dragostea este implicarea voinței noastre. Vă încântarea aia, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus.
I've made my mind up. By God's grace, it's not me, it's God's grace. I've made a decision. I've taken my stand. There. Până la moarte. Așa. În dragostea aceasta de Dumnezeu, împărtășie cu Sfinții Domnului. Care este dependent de trup. Dacă este făcută în dragoste, când slujim, we love God, but we also love God's children. Dacă aveți nevoie de ilustrația din 2 Tesaloniceni, capitolul 3, observați câtă multă iubire are apostolul. Îi mustră, îi ceartă, îi face de rușine și iubește. Îi unul să păcătească și eu să nu. Dar știe că recuperarea nu se poate face dacă Duhul Sfânt nu-i convinge vinovați în ce privește păcatul. It's a pill care îi amețește. E o pastilă care îi amețește. Și din nefericire sunt multe pastile astăzi care amețesc pe mulți, crezând că merg pe calea Domnului, când nu este calea Domnului. Este o judecată a lui Dumnezeu. Lucrând prin cuvânt, prin adevăr, la zidirea bisericii. Dacă este făcută în dragoste, aceste componente, dragostea de Dumnezeu, dragostea de frați, așa, dragostea de cuvântul sfânt, prin care se propovăduiește cuvântul sfânt, care zidește biserica, biserica are nevoie de cuvânt. Are nevoie de cuvântul Dumnezeu. Familiile noastre au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Lucrul nostru este forma de a iubi pe vecini, apropiați și îndepărtați. Avem darul acesta a ajutorărilor, nu uitați. Un dar pentru care ar trebui mai mult să ne rugăm. N-ai greu să aplic. Lucrul nostru este o formă de a iubi pe cei din casele noastre. În concluzie, umblarea în Hristos, Efeseni 5:15, luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai Hai să trecem la astea. Prima a fost întrebările voastre, a doua întrebările mele. Ok, let me cover the assignment. Deci, o să aveți e-mail, fratele... A trimis deja, ok. Întrebări. Să le citesc, să vedeți despre ce e vorba și dacă aveți întrebări la temă. Când a fost, întrebarea 1, când a fost prima dată când Dumnezeu a dat omului porunca muncii sau a lucrului, înainte de cădere sau după cădere, susține răspunsul. Ișoare. După cădere, înainte de cădere și eu și 2-5. Așa, susțineți, așa. Ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu despre importanța muncii și a lucrului? Aia primești. Dacă nu vrei, dacă nu poți, doar nu mori de foame. Așa, deci, ce ne învață cuvântul despre importanța muncii? Și aici vreau o scriere, deci dacă dai răspunsul care l-ai dat, nu e neadevărat. E adevărat. Dar punctaje foarte mici. Susținut cu text biblic. Susținut cu text biblic și cu materialul care l-am discutat aici și cu alt material. Deci nu pretind că sunt exhaustiv, că am acoperit toate detaliile. Asta ar trebui o predică, ținută în biserică. O predică, dacă nu două. Asta e predică de 6 ore. Da. Asta ne arată faptul de ce lumea din vest a progresat datorită atitudinii în față de muncă. De-aia au progresat. Statele Unite, de-aia a ajuns unde a ajuns. De-aia e în decădere, datorită tot mai acest. Exact. Datorită de lipsă. Mai este un
frate, nu menționat cum merg în România, unde erai întreprinderii de stat, încă lucrat. Tatăl meu spunea, când era în viață, dacă în România 30% ar lucra, după cum spune cuvântul Domnului, Elveția ar fi nimic. Așa spunea, dacă 30% dintre români să lucreze, Elveția ar fi fost nimic. Așa, trei. Privind în Biblie și la lucrul tău de fiecare zi. Și aici fiecare are lucru. Poți spune că lucrul tău aduce glorie lui Dumnezeu? Susține răspunsul cu Scriptura. Privind în Biblie și la lucrul tău de fiecare zi, ce trebuie mărturisit, lăsat și corectat ca lucrul tău să aducă glorie lui Dumnezeu? Susțin răspunsul cu Scriptura. În lumina cuvântului lui Dumnezeu, care sunt manifestările unei persoane care trăiește în neorânduială? În o cultură unde munca fizică era disprețuită, cât a muncit Apostolul Pavel și, pe lângă pregătirea lui teologică, care i-a fost meseria? Mai ales pentru studenții tineri. Șapte. Care este gândirea culturii noastre în ce privește munca sau lucrul? Și cum compară cu învățătura biblică? Ați citit, ați auzit o ilustrație practică? Aici a fost. Îl cităm pe asta. Ambele. 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 Dacă ai cunoștințe de mai multe culturi, poate mai bine. Așa. Care sunt pericolele de a nu munci sau de a nu lucra? Care sunt binecuvântările muncii și a lucrului? Și în final, luminat de cuvântul lui Dumnezeu în ce privește lucrul sau munca, ce schimbări în gândire, teologie și practică, trăire, vei face? Și când? În cazul în care n-ai avut ceva până acum. Fiecare îndreptă. Și școală. Sigur că da. Și școală în geabă. Nu uitați, avem ilustrații de studenți în Scriptură. Cei care au fost duși în Babilon în prima tură. Era crema societății. Cea mai nouă. Era ce mai pregătiți la... Când Daniel spune, când cerceta cuvântul, a văzut că se vedea chiar că nu plăgea. Cei trei, adică când te uiți la relația între ei, rămâi tablou. Și izbânda și succesul care Dumnezeu le-a dat. Așa. Vă mulțumesc pentru atenție. Materialul îl aveți aici. Este cu bucurie. Este un subiect frumos. Vorba aia, we just hit the tip of the iceberg cu asta. Dar restul e luarea acestui material și aplicarea în trăire. Sunt și alte discipline, tot, adică vezi cât cum e obișnuit. Sunt și alte forme importante de a trăi și de a umbla cu Domnul. Una este munca. Un pic am atins și la citirea Scripturii și cum trebuie să o citim, dar sunt altele și în legătura frățească, în frângerea pâinii, în rugăciune. Deci viața creștină trebuie să fie o viață devotată și rugăciune. Și Scriptura ne pune pe genunchi. Și de pe genunchi ne duce la Scriptură. E vorba lui Sammy, auzi, I talk to Jesus, but that's good. When is Jesus talking to me? When is he gonna respond? He responds. Because he was talking to him from his word. Dacă nu te rândul, ai avertizat pe cineva sau ai vorbit cu el și ai spus și l-ai educat, cum zice și Scriptura, că trebuie să lucreze și să
fii harnic, să fii ca pentru Domnul. Nu ascultă nici atenții zero. Care-i vindicarea pentru așa persoană? Poți să rugăciuni în continuare și dacă te implică pe tine în sensul că este un membru din familia ta pe care trebuie să îl ajuți, să nu-l poți lăsa să moară de foame. Dar încerci și îi arăți, te rogi și poți să dau un exemplu. E îngăduit de bătaie. Mai fratele meu în California are reștat. Și cam peste 20 de oameni. Și la un moment dat veneam un homeless în fiecare zi să dea ceva să mănânce. Și la un moment dat a spus, uite, eu vreau să te angajez la mine. Zice, nu știu să fac nimic. Și nu e nicio problemă, eu te plătesc cu 15 la oră ca să citești Biblia cu glas tare. That's a work, you know? Yeah. And months, luni de zile, asta a făcut. Citea Biblia cu glas tare pentru plată. So, ca și boss, trebuie să te gândești cum ți-ai trăta propriul tău copil, că poate îi poți corecta etica muncii sau îndrept spre ceva bun. E ușor să spui, you are fired, but când Dumnezeu îți pune un leneș sau un neresponsabil lângă tine, este posibil că l-ai pus cu un scop, ca altul n-ar avea atâta răbdare ca să nu vedeți caracterul. Ok. Ce mai fost, nu știu cine a plăcut, am luat un exemplu de un frate, de fapt zicea de taică sau că avea un angajat așa în construcție, care mă strica mai mult reparat după el decât făcea. Și l-a întrebat. Dar de ce el zice? Că oamenii are acasă, nu știu, cât 7-8 copii și zice, dacă îl dau afară, zice că copiii nu mai vreau nici mâncare. Sau... Și am un alt exemplu, mai practic, tot din partea mea. Am văzut și eu de la fratele meu. A venit un român din ăsta ortodox și vreo 2-3 luni, numai în continuu spunea că ăsta l-a înșală la oră, l-a aruncat materialul și l-a raportat. Și el e foarte supărat pe părâșii din echipa lui. La mine nu gândesc cu de asta. Pe compania noastră, dacă cineva distruge, tu poți pierde dacă cineva. Și după 3 luni de zile, eu spus că nu te spăla. Eu văd că meseria nu se prinde de tine, dar tu ai un ochi foarte atent la greșelile altora. Îți dau un cadou de $2,000, du-te la Academia de Poliție și fă-te polițar. Tu, constructor, nu o să fii în viață. L-o ascultați și acum este polițar în Los Angeles. So, ideea este că noi trebuie să vedem ce am de pozitivul persoană și să exploatăm partea aia ca să-l ajutăm în viață. Omul potrivit la locul potrivit. That's something. Yes. Apropo, de ce facem bunul irresponsabil? Trebuie să vedem partea bună din viață și să-l ajutăm. Și cred că lecția e exact așa, dar dacă ar fi copilul tău, pe care tot n-ai încotro, e copilul tău, ții milă, vrei și acolo de deja și de lungă răbdare. Tot nu compromiți adevărul, dar te rogi și ne dăjești că Dumnezeu să te ia pocăință. Ok. Ne ridicăm cu toții în picioare, cu toții mulțumim Domnului.